Domnule președinte, stimați colegi, aderarea României la Schengen este un adevărat proiect de țară la care instituțiile cu atribuții în acest domeniu muncesc zilnic, temeinic. Suntem optimiști în privința îndeplinirii acestui obiectiv, dar în același timp rămânem prudenți în evaluări și așteptări. Premierul PNL Nicolae Ciucă a anunțat că avem un raport extrem de pozitiv după vizita echipei de experți a Uniunii Europene privind managementul frontierelor, cooperarea polițienească și returnarea migranților ilegali. În plus, a fost trimisă o scrisoare de invitație a ministrului de interne Lucian Bode către ministrul de interne olandez pentru a veni în România și pentru a observa progresele pe care România le-a făcut. De asemenea, ministrul PNL al Justiției Cătălin Predoiu a discutat la Comisia Europeană privind MCV și după adoptarea legilor justiției suntem optimiști în privința ridicării MCV. La rândul său, ministrul PNL de Externe Bogdan Aurescu continuă toate demersurile diplomatice pentru îndeplinirea acestui obiectiv. Președintele Klaus Iohannis și guvernul condus de PNL continuă toate demersurile necesare pentru ca aderarea la spațiul Schengen să devină o realitate. Așteptarea României și a cetățenilor români de a adera la spațiul Schengen este legitimă. România acționează deja ca un membru de facto al Schengen pentru protecția Uniunii și a frontierilor sale externe. Tot efortul la nivelul guvernului și al instituțiilor în procesul de aderare la Schengen a fost făcut în beneficiul românilor și al mediului de afaceri care așteaptă un răspuns pozitiv. De asemenea, mediul de afaceri extern ar beneficia de aderarea României, inclusiv cel olandez. Nu trebuie să ne îngrijoreze rezoluția Parlamentului olandez, pentru că țara noastră a făcut tot ceea ce este necesar, astfel încât să deplinească toate cerințele tehnice pentru accede în spațiul Schengen. Această rezoluție este un text politic. Aceste moțiuni ale Parlamentului olandez sunt concluzii în urma unor dezbateri, însă ele nu au un caracter obligatoriu pentru guvern. Sperăm că până pe 9 decembrie România ne va susține obiectivul de țară. Dar în același timp subliniez că tonul nostru al parlamentarilor trebuie să fie cel potrivit. Și nu credem că altfel decât prin metode diplomatice și argumente vom reuși să-i convingem pe toți să susțină aderarea României la Schengen. State care erau sceptice în trecut în legătură cu aderarea României la spațiul Schengen au fost convinse prin dialog. Este cazul Germaniei, dar și cazul Finlandei sau Suediei, care au anunțat recent că susțin aderarea României la Schengen. Așa că vă propun să continuăm să susținem toate eforturile, dar și mesajele președintelui României, premierului României, ministrului de externe, ministrului de interne, ministrului justiției în dosarul Schengen, pentru că obiectivul de țară este unul comun și tare mai merităm să-l îndeplinim. Vă mulțumesc, Laurențiu Dan Leoreanu, deputat PNL de Neamț.